marcat ceva, că sportul preferat în PSD a devenit vânarea cârtițelor. După ce în presă au apărut informații că din ce în ce mai mulți baroni locali ar complota să-l înlăture pe Dragnea de la șefia partidului, s-au înmulțit și atacurile, de o parte și de alta. Adrian Năstase și Victor Ponta vorbesc și ei de trădare și trădători, iată. Acuzații extrem de grave privind existența unor cârtițe în PSD a lansat Lia Olguța Vasilescu. Ministrul spune că se încearcă scindarea partidului, chiar dacă unii dintre cei pe care îi considera trădători nu se mai află în cercul de putere al PSD. Fostul premier Adrian Năstase vorbește și el despre atitudinea de neînțeles a unor colegi de partid atunci când a fost condamnat. Între prima condamnare din 2012 și a doua condamnare, deci după ieșirea din închisoare, de la Jilava și condamnarea din ianuarie 2014. Deci eu constat că colegii mei de partid petreceau sărbătorile cu reprezentanții statului paralel și că organizau viitoarea structură, configurare a parchetelor independent de ceea ce până la urmă eu credeam că îi afectează. Lucrul ăsta mi se pare oarecum dureros. Victor Ponta și Mircea Joana sunt printre cei acuzați că vor să rupă PSD. Fostul premier recunoaște că e consecvent și face demersuri pentru înlăturarea lui Dragnea. Eu voi vota, dacă se va ajunge, eu voi vota pentru înlocuirea domnului Dragnea cu un alt deputat PSD. Dacă nu, înseamnă că domnul Dragnea are un blat ca să blocheze legile și în speranța că o să scape el. Sunt mulți în PSD care ar vrea să-l dea jos pe Dragnea? Cei mai mulți, dar le-e frică. De ce le-e frică? Pentru că domnul Dragnea a făcut un sistem în care, vedeți, dacă mă amenință pe mine, totuși vă dați seama, cei mai mici, mai ușor de amenințat sau de cumpărat. Ultima cârtiță din partid despre care s-a vorbit a fost Sorin Moisa. Europarlamentarul și-a anunțat cu tamtam demisia din PSD, făcând acuzații extrem de grave la adresa lui Liviu Dragnea. El a candidat pe listele PSD în 2014, după ce anterior a fost director de cabinet al lui Dacian Cioloș și a fost vehiculat ca posibil ministru în guvernul tehnocrat. Da, merg la domnul Belu cu următoarea întrebare. E vremea trădărilor în Partidul Social Democrat? E normal să fie mișcări. Acum un personaj cum e Olguța Vasilescu va vedea tot timpul trădări în jurul ei, pentru că este un elev al lui Corneliu Vadim Tudor, un om care trăia într-o teorie a conspirației. În mod evident, liderii care nu au prins puterea, care n-au prins niște poziții de forță după câștigarea alegerilor, se regrupează și așteaptă să se întâmple ceva cu Dragnea și cu oamenii care sunt în jurul lui. Există și niște mișcări de trupe interesante, una dintre ele fiind cea legată de episodul cu Bodyguard, care, în opinia mea, poate fi interpretat chiar ca o încercare a cuiva de discreditare a lui Dragnea. Eu nu cred că un om implicat politic, nici măcar nu spun un om politic, s-a gândit că ducând gorilele alea la Curtea Supremă i-ar putea face un bine lui Dragnea. Sunt și alte situații de genul ăsta. La un moment dat, analizând monitorul oficial, vedem și niște mișcări la nivel de director, la nivel de subsecretar de stat, care ar putea să acrediteze ideea că în jurul lui Tudose se formează o coaliție. Nu știm acum cât de mult Tudose dorește să fie liderul unei astfel de coaliții, dar pe de altă parte eu consider că sub această vânătoare de vrăjitoare, anumite persoane din PSD reușesc să scape de unii adversari pe care i-au în interiorul partidului, acreditând ideea, vezi că ăsta e prea apropiat de X, prea apropiat de Y. Cam așa văd eu în partitura asta. Merg la Sorin Ovidiu Bălan. Sorin, noi știm foarte bine că despre Partidul Social Democrat s-a spus întotdeauna că este un partid viu, cu oameni care mișcă din interior partidul și că de fapt și de drept în acest fel a reușit PSD-ul să reziste atâția ani și uite, chiar să obțină la ultimele alegeri cel mai mare scor. De fiecare dată însă, Partidul Social Democrat a încercat cumva și să își mănânce liderul. Simți că se întâmplă lucrul acesta acum? Da. Sigur că nu. Foarte serios.
De data asta lucrurile sunt de data asta. De data asta vorbim serios. Cu denunțul dinainte zis, îl dăm la capitolul neserios. Evident că da. În primul rând că n-au adversar. Deci ei n-au cu cine să se bată și atunci se bat între ei, ca să nu-și piardă antrenamentul. Că nu, cu liberalii n-au ce să... Ați văzut ce a fost la moțiunea de cenzură. Ați văzut câți oameni s-au strâns în jurul Parlamentului. Din deci, fotografii clar, vreo 5, nu? Așa, deci să se bată între ei. Mentalitatea asta nu este numai la PSD. Toate partidele își dau la joale ca să ocupe funcții, ca să... mai ales acolo unde există și niște cașcaval. Adică dacă nu ești la guvernare, dai mai încet la joale, că dai de pomană, n-ai de ce să iei, n-ai ce să iei. Dar aici unde există și posibilitatea unei îmbogățiri, sigur că da. Ei caută cârtițe. Păi cârtițele alea au venit chiar așa, fără să știe. De exemplu, domnul Moisa. Păi domnul Moisa a fost șef de cabină, da, al lui Cioloș. Da. Domnul Moisa trebuie să fie în guvern, da? Da. Păi l-am pus eu pe listele PSD-ului. Bine că nu l-au pus pe domnul Ludovic Orban. L-au ratat, dar poate data viitoare o să-l pună. Și pe urmă o să se mire că... Da, ei un pic fac ca la sovhoz, așa. Nu se bat cu adversarii, că n-au adversari. Și atunci este cafteală între cine câștigă steagul fruntaș, între sectorul legumicol și sectorul viticol.